facem noi, ce facem, și uite că descoperim în continuare locuri frumoase, locuri interesante, locuri cu multă poveste în spate. Am venit către zona centrului vechi din București, mai exact în incinta edificiului care găzduiește de asemenea și un vechi han cu tradiție aici în București, hanul lui Manuc. E, aici se află și o locație care, desigur, ne va fi gazdă în următoarele 20 de minute. Leonard Cafe ne este gazdă în următoarele 20 de minute. Vizionare plăcută! Mine este fix domnul care are în mână acest loc și nu numai acest loc și întreaga poveste oare acolo frumos în cap și o să ne-o spună cumva concentrat vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă Leonard Cafe, de când a început povestea, de când e deschis acest loc, ce locuri mai găsim în țară, că știu că mai sunt și alte Leonard Cafe-uri în România. Și că în spatele întregii povești există și o industrie de preparare a cafelei cu o lungă durată. Unde mai punem colac peste pupăză? Și vreau să încep cu lucrul ăsta, să o spunem din capul locului, că sunteți unicii distribuitori de cafea pentru Casa Regală a României. Vă mulțumesc, Mihai Florescu. Bună ziua, domnul Florescu. Și îmi permit să... Nu, de data asta chiar nu voi fi modest. Să nu fiți. Nu, n-am de ce, după cum bine vedeți. Deci, mă consider cel care a adus cultura cafelei espresso în România. Spunând asta, argumentez cu faptul că am început în anii 1991 la Timișoara, chiar am avut doi timișoreni, acum precum clienți, și au rămas extaziați de faptul că Leonard Cafe mai există și că eu sunt în viață. Doamne ajută, la câți mai mulți ani de acum încolo? Surprinzător, au zis ei. Și eu am zis, de ce? Judecând după faptul că mi-aduc aminte la Timișoara, în strada Paris 2A, în plin centru, lângă piața 700, unde am deschis această prăjitorie prima din țară, educându-i pe cei de atunci, clientela de atunci, să bea cafea espresso. Deci o cafea scurtă, o cafea care înseamnă o chintesență a cafelei. Așa cum, tot de fapt, o savurează italienii cu adevărat, ei fiind cumva, ei, să spunem, mentorii poveștii cafelei în Europa. Nu greșești deloc, Mircea. Gândește-te că la 1900, inginerul Cimbali proiectează împreună, bine, adevărul este că sunt mai mulți ulterior care își arogă această performanță de a face primele mașini care fac și cafea espresso. Și espressorul, renumit espressor. Așa, care acum este o realitate de care ne lovim în fiecare zi, în orice locație. Și nu știu ce. Realizați că în 91 parcă era o mașină a timpului pentru ei. Se uitau la mine cu neîncredere, dar cum? Cafeaua se face la ibric. Și explicam în această lume nebună că se face și altfel.
important de spus e că aici, la Leonard Cafe, ceea ce voi veți bea, sau poate ați băut deja, se prepară aici. Cafeaua este prăjită aici. Ea este luată, drept exemplu, ca să nu credeți că vă mint, cafeaua este, după cum o vedeți, verde, dar, ca să nu stricăm povestea, aici este un prăjitor, da, de cafea. Iar aici, cafeaua, după ce e verde, e deja prăjită. Iată. Iar acesta este prăjitorul de cafea. De fapt, cel care face ca acel bob de cafea să capete savoare, prăjită cu cap, cu o tehnologie întreagă, aici o altă poveste. Aici nu pot să spun chiar totul. Că nici nu trebuie, că sunt, sunt secretele care nu trebuie divulgate, bineînțeles, știm. Eu vreau să spun că, de fapt, în mod ciudat, prima dată în Europa, cafeaua apare la Viena. De ce la Viena? După retragerea turcilor din Viena, da? În urma lor, neputând duce cu totul după bătălia crâncenă de la Viena, la 1683, exact, lasă cu ei o mare cantitate de cafea verde. Cine știind ce să facă cu ea? Știind, un polonez, puțin mai așa, a făcut prima baracă și a început să prăjească această cafea. Probabil că a fost o porcărie la început, dar oricum, ușor, ușor, vreau să învățat. Că de la austrieci. Și gândindu-mă la faptul că din Imperiul Austro-Ungaric făcea parte și Timișoara, bine, mult mai târziu, știm cu toții. Transilvania era acolo, în Imperiul Austro-Ungar. Și au început ușor, ușor, bine, și Trieste, și Ljubljana, și așa mai târziu. Și au început ușor, ușor, iar italienii au fost primii care au pus stopa, zice, cafelei făcută în modul acesta. Mult timp a existat în paralel cafeaua turcească, pe care eu o iubesc, dar nu prea am timp să o beau, că asta înseamnă povești și e o cafea care ți ia mult timp. Însă, bucuria de a bea un espresso este, pentru mine cel puțin, e bucuria de a mă trezi dimineața. Am vorbit de cafele aduse din America Centrală, din America de Sud, din Africa Centrală, unde știm că se produce cafea, sunt țări, se cultivă cafea, că sunt țări cu tradiție. Iată însă că și noi, românii, asta prin mintea iscusită a domnului Florescu, producem și noi cafea. Și avem o cafea pe care noi, nu să zicem, nu o găsim în magazine pentru că suntem tâmpiți. Greșit. Și noi știm să facem lucruri bune și drept dovadă este această cafea. Cafeaua vampirului este un produs care se vinde extraordinar de bine, am înțeles, în Statele Unite, plus pe aeroportul internațional Aricoandă. La Castelul Bran, de altfel am și... La Castelul Bran, de asemenea. Bran și în toate locurile de viligiatură. Deci străinii sunt înnebuniți. Are o particularitate aceea de a avea puțin uniți de rom, foarte puțin, pentru că în Statele Unite nu pot să pun rom. Și este atunci interzis. Ziceți că nu-l pun, este interzis. Așa? Dar venind aici ai pot cum... Și ardei iute. De ce ciocolata în fond cu ardei iute și cafeaua nu? Adică e puțin picantă. Eu în dimineață, pentru că... Ustură. Rachea potrivită ca să... E o cafea picantă. Intrigantă, ea zice, intrigantă. Dar puțin picantă. Da, puțin picantă. Deci cafeaua vampirului. Vă spun că o să revenim la Leonard Cafe într-un viitor foarte apropiat,
pentru că vor organiza și știu că organizați evenimente și pe finalul, iată, interviul, hai să povestim și puțin din ceea ce înseamnă activitatea pe care Leonard Cafe o organizează când și când. Mai exact ce? Fiecare sâmbătă a lunii este Târgul Cafelei. Aici la Leonard Cafe. Ultima sâmbătă a fiecărei luni. Deci doar o dată pe lună.